Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne apar proiectele de dezvoltare în comunitățile locale. Proiectul Veverița Municipală. Vatra Dornei. Nu, Vatra Dornei, acolo Vatra Dornei. Este tradițional, e de mult, este... Acolo-i Mariana. Da, Marianele. Mariana. Revine, cum să zic, bucuria primarilor la Veverițe, ca să nu zic obsesia primarilor pentru Veverițe. După ce un primar din Bistrița a devenit celebru acum câțiva ani, țineți minte, poate, când a încercat să populeze parcul din oraș cu veverița, acum avem... Prins nevastă. Avem... Bă, nu. Erau veverițe. Avem o nouă situație de acest gen la Buziaș. Aici primarul Sorin Munteanu anunță că parcul orașului va deveni casă pentru o ciurdă, o turmă... O gașcă, spune o gașcă de veverițe. Gașcă? Nu. Un lot. O ciurdă. De veverițe să se bucure... O frăție, mai bine zis. Buzieșenii de ele. Primarul, să știți, caută veverițe brun roșcate. Deci dacă știți veverițe brune, veverițe roșcate, puteți să sunați la Buziaș. Era un herăstrău într-o vreme, dar n-am mai fost, nu știu... Anunțați. La Buziaș ăsta nu e... Totul. Nu-i la Dun, nu-i ca Baziaș de la Dun, Buziaș. Nu cred. Din Herăstrău nu poți să ți le iei acum că e frig, s-au retras în Nuba, da. La primăvară. Da. Deocamdată, să știți, edilul este foarte dezamăgit pentru că nu a găsit decât veverițe tărcate. Fârcituri. Și nu e ce dorește dânsul. Adică... Zebre. Citez. Iată ce declară domnul Sorin Munteanu, citat de, mă rog, mai multe redacții. În prima etapă, zice, am găsit doar tărcate și acelea nu sunt cale noastre. Trebuie să fie brun roșcate. Acestea sunt veverițele din Buziaș. Asta mai deci există veverițe de Buziaș. Acum m-am prins. De ce nu o găsești? Adică în căutarea veveriței. Aia e o veveriță corectă. Mi-e gândat cu de Colorado, e veverița de Buziaș. Dar mișto, că în prima etapă a găsit doar tărcate. E în Timiș, mă, da. Buziaș. Eu am copilărit cu Baziaș. Era la cotele apelor Dunării. Toți am copilărit cu Baziaș. Si, soasă centimetri. Besă. Besă. Experiența edilului coleg din Bistrița, de acum vreo 10 ani, așa. Nu este însă încurajatoare. Domnul Crețu era primarul Crețu. După ce a cheltuit mii de euro pe veverițe și voliere, la propriu, deci dânsul chiar a construit acolo, a făcut ceva, a importat, a adus veverițe și voliere, acestea au profitat de prima ocazie ca să evadeze din parc, deci cum au găsit o bortă în volieră, s-au dus și primarul a luat atunci și niște amenzi de la garda de mediu. În cele din urmă, în volieră a rămas o singură veveriță. Care... Singuratică. Singuratică. Poate că avea o entorsă și nu putea să fugă. Sau... A rămas să scape turma. Și ultima știre de acolo era că se căuta un îngrijitor pentru veverița orașului. M-am documentat, n-am găsit. Asta e ultima știre. Se căuta îngrijitor. În anunțul de angajare, fiți atenți, se cerea ca viitorul îngrijitor să asigure zilnic hrană și apă pentru veveriță. Să verifice starea de sănătate a veveriței. De ca să văd dacă mișcă, cred că altceva. Da. Să curețe voliera și, citez, să asigure în permanență un os de sepie și un bloc de minerale pentru tocirea incisivilor. Aici cred că s-a făcut departajarea până n-a mai rămas nimeni. Deci de unde găsești os de sepie? Permanent os de sepie. Și veverița aia, auzi, a naibii, ea nu poate să roadă orice os. Adică nu poți să-i dai un os de porc sau un os de vacă. Nu trebuie os de sepie ca să-și tocească incisivii. Dar în natură, ele, da. Veverițele, ele rod oase de sepie. Unde le găsesc ele la Vatra Dornei, Mariana? Unde găsește ea os de sepie? Hai cu blocul de minerale. Dar sunt nebunite ele și umblă așa. Eu nu mai dau deloc de oase de sepie. Vezi că și la Buziaș e tradiție ca la Vatra Dornei cu veverițele în parcul orașului. Păi și atunci orașului. Care-i problema? Nu înțeleg. Probabil că au dispărut, nu știu. Chip and Dale s-o fi dus în America. Au găsit numai tărcate. O veveriță de-asta, dar noastră, românească, roșcată, brună. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.